eram atât de bolnavă cu ferea comercială, cu inima, că sufletul meu am sub tensiune când m-am mai mult mare. Dacă am ajuns pe treia și a 23 cu 6, iar cu 6 la 10 și puteam să mor, eu dacă paralizez aici, mă mă rog în mine. Deci ce face fata? Cu ce vă amenință? Cu cuțitul, cu ce apuc dă, cu ce apuc în mână dă în noi, ceri țigări, dacă nu am, ia la bătaie. Sare noaptea? Da, toată noaptea fumează, toată noaptea se scoală, nu doarme, bușește ușile, se uită la noi cum dormim. Caută cuțite? Caută cuțite pânsetare, trăiesc cu cuțite ascunse, trăiesc cu topoare ascunse, trăiesc cu toate obiectele astea dure ascunse. Da. Mi-ați povestit cum ați găsit-o odată? În cameră, a găsit-o odată în sufragerie, mama ei a găsit-o cum îi lucea ochii, cum stătea și fixă, dar fixă stă așa acum de multe ori, așa, și îi lucea ochii ca două lumânări. Și nu e atentă, vorbești că ea poate să strigi 10 ori, e atentă acolo, ce vede ea, știu eu ce o vedea ea. Așa, altă dată s-a dus în camera ei, s-a așezat grăcește așa și striga pe sus cu mâinile, așa făcea, vizante, vizante, nu știu ce vede, ce este. Și ce zice care în... În stomac, când a venit ultima dată, nu mi-a spus până acum, că ea, dacă este femeia ursită, sortită, de la Dumnezeu să facă un drac. Că la ea în burtă mârie, o doare burta și la ea în burtă mârie și face și drege. Și pe mine m-a speriat și mai rău lucrul ăsta. Iar cu cuțitul sare mereu, ziceți, nu? Cu cuțitul mereu sare, dacă are cuțitul la îndemână... A avut de atâtea ori să se omoare. A plecat prin grădină, s-a tot dus, a închis în cameră de atâtea ori cu cuțitele. Da. Odată a plecat în păduri, acum de vreo luni de zile. Într-o bună zi, eu sapam în grădină și ea s-a îmbrăcat și a spus că pleacă în parc. Mă, să nu s-a uitat unde a plecat în parc. Da. Și am văzut că trece poarta de la mine din grădină, trece încolo, se tot duce. Și eu acasă întreb, dar unde se duce Roxana, mamă? Ce se duce în parc? Păi parcul în pădure. Și m-am dus după ea și am căutat-o. Căutat-o, n-a găsit-o. N-am găsit-o, am venit acasă, pe un timp a venit singură acasă. Dar la ea a avut briceag. Aveam un briceag, acum l-am ascuns pe ăla, deși avea briceag. Câteodată vorbește singură în cameră, la ea face. Ce, mă, ce, pleacă de acolo. Pleacă, dracule, cu ce vrei. Pleacă, mă, de acolo, n-am treabă de timp. Pleacă, vorbește singură. Foarte multe vorbe care le vorbește singură. Spuneți că nu are asigurare. Nu are asigurare. N-am cu ce să fac. Și 3 milioane dumneavoastră nu aveți bani să o duceți la... Nu. Eu nu am nicio putere. Nu am. Sunteți doar dumneavoastră amândouă care trebuie să faceți față la toată situația. Nu am cu ce. Nu am cu ce. M-am dus la treabă, astă vară, un jip la Doina, la Unirea. Cât să mă împiești și eu o femeie și grădina acasă și acolo să mă duc. Pentru un ban să mă duc să țin casa, nu am, nu am cu ce. Și dumneavoastră suferiți la rândul dumneavoastră de... De poliartrită. Ia, cum arată mâine. Noi am vândut creierii. Și ea nu are creieri, noi luăm bani pe creierii ei, noi suntem într-o mare mafie, ne spune anumite nume de oameni care nu-i cunosc, care eu spune că eu sunt și trăiesc cu oamenii ăștia și n-am loc viat din cauza oamenilor ăștia că trebuie să vină la mine. Și spune că suntem budiști și de sora sa spune că e budistă și din noi că suntem budiști. Asta crede. Dar cel mai grav e că vă simțiți în pericol, nu? Da, pericol. Pericolul este mare. Mare, mi-e frică să mai dorm acasă. Să o las să moară de foame, nu pot. Trebuie să-i aduc să mănânci. Să o dau pe drum, nu putem. Nu pot să o dau pe drum, băi. Nici la un spital rău. Nu mă îndur să o dau să moară pe acolo. Medicamentele nu vrea să se le ia la timp. Ultima dată am fost atacată vineri, cu scandal, a luat parul, că dacă vine poliție, eu mară cu parul și dărâm în mașini. După mine a zis că vine, era verișoara mea aici, așa zis că vine, m-a anunțat aia, fugi, că vine cu un par, a pus un pe un par mare și vine și după tine. Și am fugit cât am fugit, după aia vine poliția, s-a urmat ce-a urmat. Că mă amendează, că nu știu ce, eu nu mai pot apela la nimeni. Când a mai fost un caz până în ăsta, la fel am sunat. A venit poliția. Și salvarea, după 3 ori, m-am înțeles, mai e nevoie să mai veniți? Zic, nu mai veniți. Acum să pot o lăsă la ții, Doamne, iată să mai veniți. Tot așa a avut o criză. Da. Și a mai venit de câteva ori salvarea. Și dacă ea n-a vrut să meargă, a semnat, semnează aici că nu are și au plecat. Eu la ce să mai chea salvarea? Este niciodată. Cât să pot să mai alerg? Nu mai pot. Mă mai țin picioarele.